De o bună bucată de vreme, Primăria Municipiului Suceava a luat în vizor asociațiile de proprietari, efectuând controle periodic. Rare ori se întâmplă ca totul să fie în regulă, mai ales când e vorba de bani. La Asociația de Proprietari numărul 6, Lazar Vicol, din cartierul Georgenescu, condusă de un președinte cu nume predestinat, Ioan Lazar, s-au depistat mai multe nereguli, dar și încercări de a respecta legi care nu există. Pe de o parte, asociația și-a încărcat tușul la imprimanta pe care nu o are sau a majorat indemnizația președintelui de la 800 la 1000 de lei în mod abuziv. La ședința adunării generale din 2011 i s-a diminuat înapoi venitul, dar asta nu-l va feri de avertismentul sau amenda și de obligativitatea de a returna diferența de bani pe care a încasat-o necuvenit, în sumă de 4.102 lei. Scopul nostru nu este de a aplica amenzi, ci foarte important este de a aduce la cunoștința adunării generale neregulile depistate în aceste asociații de proprietari și, bineînțeles, dumnealor să dispună măsurile necesare. Mai sunt și alte nereguli. Această asociație a achitat mai mulți bani la asigurările sociale, deci nu au făcut calculul corect. Bineînțeles, asociația de proprietari, prin adunare generală, va dispune dacă se păstrează actuala conducere sau nu. Pe de altă parte, președintele și-a declarat indemnizația salariu, plătind impozite pentru această sumă, deși legea nu prevede acest lucru. 3.328 de lei au fost virați în plus către bugetul de stat. Pentru indemnizația președinților asociațiilor de proprietari, nu se plătesc impozite pe venit.